greu. Zici că ești o promotă, ești de-aia de la wrestling, știi că... De la box. De la box, de la wrestling. De la da, n-aș fi rău. Desen de linie, da. Destul de finuț așa și cu accente, da? Uitați-vă la accente, da? Hașura e ok. Și ideea e ok. Foarte bine. Hai să dăm accentele mai bine pentru un pic mai mult. Acum? Nu. Acum nu. Acum, am și eu doamnă și uite să... Da? E fixul de amoare prin planul de astrom, da? Facem aici. Mai mult. Aici aș fi așteptat să văd un accent puternic de culoare și să dai atenția la casă. Și ce le pun acolo? Oi. Da. E un haur de la țară. Da. Dar un accent de aici așa m-aș fi așteptat să vină, știi? Prea șușu, știi? Nu am caută șușu pentru ce să vezi ce înseamnă. Cam puțin, pentru că te mișcă cam încet și ori. Facem progres. Talibaneală aici. Dar e bun ăsta, e bine de talia, da? În accent aici cum trebuie, te-ai spus. Frumoasă unda, nu? Fă de aia cu Batman. Am mult galben de ăsta, da? Să fie pe obiecte. Accent aici, accent pe lemn și poate încă un pic, nu știu, pe fereastră ceva. Da, nu e rău. Dar un pic mai calculat, așa mai. Mai ne trai din topor ăsta, așa-i scăpă. Zici că scos din rădăcină și pus ca pomă. Imediat. Vreau să vedem și la tine. Da? Vezi și cu astea paralele, da, accente unde trebuie. Vezi? Hmm? Ce este? Te să zici mai tare. A zis Cătălina, mergem acasă, ei și-am zis cu ei și vine venire. Da. E strictat totul. Ce fan e fan. Da. Să luăm acasă, da? Ca în semn de linie, bine? Să ne uităm de tot ce trebuie pe perspectivă, să ne aibă încă de ușeară. Ca să mai strecoare când de când. Vezi aici arce, să ne aibă goluri de-astea împușcate. Da. Este foarte bine. Gata. Hai să venim cu un 6 de semn de linie. Și pe un pic neaccentuat așa și un zicem 2 la mușură, e bine. Și 2 la idee. Aici e unul. Să mă faci ticul ăsta. Aici sunt multe fese puse la grămadă. Nu faci nici asta. Fac să se ducă până în ăsta. Și o umbră de astea de doar dacă dorești. Dar atenție la asta, atenție la asta. Nu înțeleg ce aici, sunt două linii de pământ. Merge asta și aici. Sunt de linie 2. Ce ciudat. 2? 2. Da? Nu e rău. Să fiu mai curat așa, să le-a zis că-s mai pasă de desenul ăsta, știi? Câte blănosii, gen.
Ai venit și voi de dincolo, nu, nu trebuie să vă zic... Da? Ce cu perspectiva? Și ce cu perspectiva, da? Cu căsuța. Da? Hai. Și de umbra asta un pic mai mare. Știi, și umbra de la astea verticale. Da? Stâlpișorii ăștia. Mergi. În mediu așa, da? Sunt tot felul de greșeli de perspectivă pe aici. Știi? Trebuie să tragă un pic, un altfel. Dar tot e, de ochi e, spune atins. Un pic blănos pe aici. Nu bine. Și atenția perspectivă. Ce asta de ce? Cu cal? Nu, mă duc la delegat barca. Aha. Într-o școală. Da, apoi să legă, e bine. Cu piponii. Foarte. Așa bune. Foarte clar așa de seama ceea ce e bine. Familia de brazi. Un brad frumos, o brad frumos, doi brazi frumoși. Da, nu era. E cam banal așa în scris, ar trebui să... să găsești mai multe informații pe aici, știi? Da, pentru. Frumoasă vedere. Așa, în zona aia. Îți spus doar cu vedere. Linia un pic coșchită. Trebuie să dați accente prin mai strong, prin linie. Da? Adică liniile astea, ele în sele trebuie să fie accentele. Ah! Interesant. Pomii ăștia sunt încă un pic ciudați. Pot n-aș stica niște fladări pe ei. Să pară un pic mai cu mai neregulați, așa. Și aici poate... Ce zici că piața urcă? Vezi ce zic? Ai iluzie optică. Să fim atenți la chestii astea mici, ciudate. Și ciudat că parcă are mai multe informații decât asta. Asta e doar o casă, un pic de pietre și un pic de gard. Este o casă cu gard, pietre, încă o casă, încă un gard. Chiar îți mai? Да. Ну, давай. Быстрее. Да,
Sper că am umplut acolo cu ce ți-am sugerat în ultimele două momente. Altfel, greșeală mare de perspectivă aici. Și asta e ca expediat. Nu se pui aici un fond ăsta mare. Să atragă atenția spre compoziție, știi? A fost foarte interesant, că a fost o compoziție bună. Ok. Să mai dăm un pic silința la desenat, dar nu mai desenați chiar după rețetă. Îmi ziceam, facem până aici. Umplem aici cu pietre. Și aici doar le sugerăm. Fiindcă accentul trebuie să cadă pe intrare și pe casă. Deci ar trebui să mai aibă un stâlp mare aici pe coț, știi? E ciudat, aici are pe coț, aici n-are și aici. Da? Greșelițele astea sunt periculoase. Ar trebui să aibă pe toate coțurile stâlpii. Da. Nu, păi nu. Ia, hai. Dar nu pe aici nimic care e colectat, nu se poate de început, din început. Da, axonometria cu fațadele astea două. Și ce-am învățat azi, perspectiva aia construită, da? Da? Desenați peste ce v-am desenat eu. Nu vă apuca să ștergeți, vă rog eu. Da? Groasă asta aici. Da, pune și tu aici cupertina. Dacă ăsta vrei să fie din lemn, se poate. Să fie geam aici, se poate. Să fie contrabalansat aici, cu un pic de plin. Pun niște texturi ăsta, ca să nu aibă prea mult. Spargem aici. Merge. Da, una lungă, una scurtă. Foarte bine. La fel, axonometria cu astea două și o perspectivă imensă aici. Mă scrie. Da, corectat-o pe asta. De ce tot așa să se prelungea sferul ăsta? Sticla. Fanul ăsta, probabil. Să vedem de pe o fațadă pe alta. Foarte bine. Da, tot așa. Axonometrie, perspectivă. Da. Să vedem. Cam concurează asta de aici. E prea finuță asta pentru. Deci că asta are un ulă ține. Știi? Face un ridic ăsta deranjant la ochi, că nu e o ierarhie vizuală. Hai să scoatem de aici. Mai multă carne pe partea asta. Și aici să fie doar fața asta. Să fie o ierarhie mai clară. Tot așa. Axo și etică. Bun, super!